legată de moldovenismul primitiv. Știu că puțini au mers după titlul adică majoritatea au mers după titlul de ziar, foarte puțini s-au uitat la emisiune și au văzut, de fapt, contextul în care m-am referit la acele chestiuni. Și aici sunt două aspecte care, de asemenea, sunt importante. În primul rând, vă rog frumos, încadrați în context declarația respectivă și menționați faptul că m-am referit în glumă la toată chestiunea. Punctul 2. Prin moldovenism primitiv am în vedere moldovenismul susținut de către unii în Republica Moldova doar din considerente de natură ideologică, considerente care n-au legătură absolut deloc cu adevărul științific. Un exemplu la care m-am referit mai devreme, sunt unii care consideră că limba moldovenească este diferită de limba română. Respingem cu tărie toate aceste chestiuni și considerăm că, de fapt, asta e o expresie doar a unei cum să spun, moșteniri de natură istorică, moștenire care vine dintr-o perioadă, cum spuneam, sovietică. Nu trebuie să uităm că Republica Moldova este în continuare un spațiu post-sovietic și astfel de chestiuni sunt prezente în continuare în mintea altora. Un alt exemplu de moldovenism primitiv. Sunt unii care consideră că, de exemplu, etnogeneza, și rețineți chestiunea aceasta, etnogeneza poporului moldovenesc este diferită, vai, de etnogeneza poporului român. Că moldovenii sunt un popor aparte față de popor român, neînțelegând că, de fapt, poporul român a fost constituit la scara istoriei, inclusiv prin incorporarea moldovenilor. Moldoveni care au existat și există pe cele două mari rupturi. Tezele moldovenismului primitiv sunt convins, cu ghilimele de rigoare, iarăși pun ghilimele de rigoare, sunt convins că le veți putea găsi explicate de cercetătorii serioși în studii care au fost recunoscute inclusiv de academiile de științe serioase din lume. Nici de cum, și asta am văzut că sunt unii care au folosit prilejul pentru a se îndrepta cu atacuri la adresa mea, nici de cum nu am desconsiderat și nu desconsider cetățenii simpli pe moldoveni. Am acționat întotdeauna cu dragoste și voi acționa în continuare cu imensă dragoste pentru moldovenii din Republica Moldova. Îi respect și îi susțin în absolut tot ceea ce își propun să fac și voi acționa întotdeauna cu bună credință pentru chestiunea aceasta. Însă, repet, acțiunea ca atare, deci dacă vreți să vedeți exact contextul la care m-am referit, urmăriți emisiunea și veți vedea că, de fapt, asta a fost o reacție la o întrebare care viza deschiderea în ambasade a unor centre de vaccinare. Vaccinarea, atenție, este propus, este un act medical care trebuie să fie performat de personal specializat, iar mai mult, actul de vaccinare este un act care ține de domeniul sănătății, care este o prerogativă de suveranitate națională.